Aquatim anunță că va opri apa în mai multe zone din Timișoara, dar și în alte localități din județul Timiș. Motivul sistării temporare este remedierea unor avarii. Întrerupem azi furnizarea apei pentru remedierea unor avarii pe străzile Strojineț, Martirii de la Fântâna Albă, Aleea Viilor, Munteniei, Locotenent Ovidiu Balea, Tazlău, Academician Remus Răduleț, Aleea Azurului și în localitățile Recaș, Giulvăz, Petrovaselo și Giroc. La reluarea alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, recomandăm clienților să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă, transmit reprezentanții Aquatim.